Salutare și bine v-am găsit! Azi să vorbim despre un alt faucet care plătește garantat. Se cheamă BNB PIC, iar aici se poate câștiga fracțiuni de BNB făcând claim la fiecare 60 de minute și din sondaje. Sondaje care totuși sunt bine plătite, Ținând cont de timpul care îl alocă pentru fiecare sondaj. De exemplu, acesta, un 0,25 de dolari pentru 6 minute, 5 minute, un 0,53. Aceste sondaje se, se schimbă în fiecare zi, da? Dacă reușiți să completați 3-4 sondaje, iar deja aveți un dolar câștigat. Iar a doua zi, veniți și mai câștigați din alte sondaje. Și, bineînțeles, cum v-am spus, la fiecare oră veți obține fracțiuni de BNB. Acum, aceste nivele se obțin doar jucând aici la Games. Sunt diferite jocuri. Nu să vă arăt cum se procedează pentru că aș, altfel aș fi penalizat de YouTube. Dar în fine, vă că ați mai jucat și știți cam cum funcționează treaba. Ideea e că pentru a trece la următorul nivel, ia să vedem, care este acesta, Iron, unde se câștigă 150 de subunități de BNB în loc de 75 și așa mai departe. Până la master, când s-a atinge nivelul de master, ea deja e un câștig zilnic, e un câștig la fiecare oră de 0.006 BNB, care în acest moment uh, valorează undeva la jur de 2 dolari, la prețul actual. Deci imaginați-vă că în 10 ore puteți câștiga 20 de dolari. Dar ca să atinge aceste nivele e nevoie de uh, mult timp și a juca foarte mult, da? Pentru următorul nivel, deci Iron, trebuie să jucăm undeva la 0.006 BNB. Acum, dacă ați câștigat din sondaje, care v-am spus vă oferă dolari, dar în contul vostru vor fi transformați în BNB direct, cum este la mine în acest moment, 0.03 BNB și câteva mii de fracțiuni, așa, puteți să, să jucați cu o parte din această sumă și să treceți la următorul nivel. Dacă aveți un pic de disteritate sau ați mai jucat în trecut, de exemplu, la acest joc DICE, Bănuiesc că știți cum se procedează și cu un pic de noroc puteți chiar să vă măriți suma și să atingeți acest nivel. Și așa mai departe. Asta în cazul în care vreți să continuați și să câștigați, să zicem, mai mult din faucet. Bun. Nu o să vă arăt cum se fac sondajele, este simplu, intrați pe el. În general e bine să le alegeți pasta care au cel puțin 5 steluțe, adică apreciere, pentru că sunt foarte bune și recompensa este un pic mai mare, da? Ok. Aici este simplu, v-am spus o dată la oră, rezolvați codul CAP, ce dat prin claim și se adaugă la balanță. Este foarte simplu. Retragirile. Aici Minimul de retragere este de 0.002 BNB. Cu o taxă foarte mică, care este de 0.0001 BNB, da? plata se face aproape instant. Este nevoie de 15-20 de confirmări și aveți bănuții în valet. Bun. Unde vedem în timp real plățile, mergem aici la plăți. Și aici vedem plățile care s-au efectuat până în acest moment. Și dacă uitați cu atenție, tot ce vedeți aici e doar de astăzi. Ok. Mai puteți merge direct la sondaje și aici. Asta în cazul în care apar sondaje. Asta sunt un pic mai... Asta sunt mai bine plătite. Eu nu mai am. De aici am și câștigat o parte din acești bănuți, și din sondajele care le-ați văzut un pic mai înainte. Când apare sondaje, e bine să verificați o dată pe zi și să vedeți dacă apare cel puțin un sondaj care e plătit undeva la 7,075 până la 1 dolar. Bun. Cam atât. Este un faucet, o pagină web simplă. Acum fiecare va câștiga mai mult sau mai puțin în funcție de cât de mult se va implica în câștigurile din acest faucet. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!